Bună seara, bine v-am regăsit la Actualitatea. I-au adus pe pensionari și pe noi toți, de altfel, în pragul disperării aproape cu discuțiile lor interminabile despre pensii și acum refuză să dea explicațiile care ar putea face lumină. Ce e cu acei 6,2% pe care Ciucă spunea în ședința PNL că i-a agreat cu Ciolacu? Am discutat cu Marcel, vă amintiți, le spunea el colegilor stupefiați din PNL. Vor fi 6,2% cu acele ajutoare pentru pensionarii mai săraci sau fără ele? Ce s-a ales de procentele anterioare? De 10, 11,92%, vă amintiți, propus de Ciolacu. De 15% propus de liberali. Ce înseamnă că anvelopa totală e de 15%, așa cum tot insistă acum ambii lideri ai coaliției, fără să explice de fapt ce se întâmplă în interiorul acestei așa zise anvelope? Ce vor de fapt până la urmă cu telenovela asta? Realmente nu au nici cea mai vagă idee despre ce vor să facă și tot tatonează din mers? Sau mai degrabă e un joc de scenă, un praf în ochi, ca să arate cum se luptă ei în idei și propuneri? Sau e o negociere PSD-istă făcută prin presiuni publice pe o agenda a lor, cu liberalii, cum ați văzut, mereu prinși în offside? Sunt doar câteva variante, le analizăm imediat. Se complică însă discuția privind pensiile speciale. Comisia Europeană ne spune că și cele militare trebuie reformate. Guvernul insistă că nu, că militarii sunt pe contributivitate, deși nu este decât parțial adevărat lucrul ăsta. Și și-au găsit politicienii scuza că așa a zis Banca Mondială. Doar că Banca Mondială e doar un consultant pentru noi în îndeplinirea jaloanelor din PNRR și nu decide Banca Mondială. Banca Mondială a spus că s-ar putea să destabilizăm sistemul de apărare dacă facem reformă în acest context geopolitic delicat. Dar ceea ce ar putea fi cu adevărat o grijă pentru politicieni este că nici Austria nu ne vrea în Schengen. Sunt deja 3 țări de care știm și surprizele ar putea continua. Ce mai pot face politicienii ca să rezolve situația? Asta presupunând că îi interesează cu adevărat și că asta e realmente una din grijile lor. Am mai venit cu doar câteva minute în urmă și informația după care Comisia de la Veneția este nemulțumită de legile justiției date în România și promulgate cu foarte puțin timp în urmă de președintele Iohannis. Comisia de la Veneția, știți, este cea al cărei aviz trebuia să-l aștepte autoritățile române și, într-o lipsă de logică totală, aceleași autorități ne spuneau îl așteptăm, dar întâi dăm legile. Ei bine, au dat legile, Comisia de la Veneția s-a pronunțat în această seară și s-a pronunțat în defavoarea noastră. Nu e în regulă ce a ieșit, spune Comisia de la Veneția, și o să discutăm despre toate astea. Vi prezint pe invitații acestei ore, jurnalista Oana Stănciulescu, bună seara! Bună seara! Daniel Vasile, Partida Romilor, bună seara! Bună seara! Și sociologul Alfred Bulai în legătură cu noi, bună seara, domnule profesor și dumneavoastră, mulțumesc tuturor! Telenovela cu pensiile, care astăzi a intrat în faza tăcerii din toate direcțiile. Pare că ne-au mințit guvernanții, pensiile nu vor crește cu 10, 11,92 sau 15%, nici măcar cu acel 10% minimum propus de ministrul Budăi, 6,2% pare a fi cea mai viabilă variantă, doar că, așa cum vă spuneam, astăzi politicienii n-au mai suflat o vorbă, nici întrebați despre subiectul ăsta. Ne tot spun că o să vorbească despre asta săptămâna viitoare. Să rămânem foarte clar. Împreună cu ministrul de Finanțe și cu domnul prim-ministru, și aseară am avut o discuție cu domnul prim-ministru, destul de lungă, pe cum e și normal, pe construcția bugetului pe anul viitor. Avem o anvelopă de, pentru o mărire de 15%. Repet, eu nu pot fi de acord că în acest moment toți cei 5 să se mărească la toată lumea cu 15%. Se va mări categoric la toată lumea, la fel punctul de pensii. Nu știu dacă va fi 6, va fi 12. Cert că trebuie să oprim anumite sume pe care să le direcționăm categoriilor defavorizate săptămâna viitoare, împreună cu domnul prim-ministru și cu domnul președintele Kelemen Hunor, vom veni și vom anunța cu exactitate cum se va. Sunt scenarii de lucru. Mă bucur că și Partidul Național Liberal are scenarii de lucru. Și noi avem scenariile noastre de lucru.
În acest moment ne așezăm pe masă și vom lua decizie. Cu certitudine, anveloba nominală va fi cât să cuprindă o mărire la toată lumea de 15% la pensii. Iertați-mă, nu pot să fiu de acord să măresc la fel pensia de 1200 de lei cu o pensie specială de peste 20.000. Toată lumea are scenarii de lucru, ați auzit. Da, Oana, scenariile astea duc undeva. Care e scenariul de lucru deocamdată al coaliției, în afară de a ne nebuni pe toți cu discuția asta interminabilă? Păi, dacă ne uităm la data din calendar, acum ar fi trebuit, potrivit acelor spuse declarații pe care le-a făcut domnul Ciolacu, să fie aproape aprobat bugetul, să fie în Parlament o premieră mondială și să fie aprobat. Eu nu cred că minte domnul Ciolacu, nu? Pentru că a venit, s-a bătut cu... Ciucă domnul, a promis și el la rândul lui. A promis și el, nu? Da. Deci, în primul rând, din punctul meu de vedere, nu este vorba despre o majorare. E o minciună pe care o tot repetă la televizor, ca oamenii săraci să o înghită, să zică, ok, miele hamite de voi și de tot circul ăsta, lăsați-le în pace. Nu este o majorare. Nu e nici măcar, îi spun, creștem cu 15%, cu 6%. Nu este. Pensiile din cauza inflației, știe toată lumea, din cauza inflației, pensiile și salariile și toate veniturile au scăzut. Acum, dacă s-ar fi indexat cu rata inflației, s-ar fi adus la nivelul de dinainte de inflație. Dar ei folosesc acești termeni ca să le spună, băi, eu, ai văzut cum a zis domnul Ciolacu, nu am de gând să fac, nu am de gând să dau, nu pot să cresc. Da, e pe persoană fizică? Pe persoană matale? Ne inoculează așa, da, nu? El. Subliminal povestea asta, că el, el la personal, el, de la el, da, de acasă. Dacă ai fi adus niște studenți din anul 2 de la ASE, în întâi că abia se familiarizează, cu siguranță ar fi știut să facă ce fac acum Nicu și Marcel, adică să ia banii, nici pe ea toți, de la contribuabil, că avem cea mai mică rată, de absorție, ne-au de colectare, ne-au trecut și bulgarii. Să ia banii de la populație și să-i dea în dărăt unde vrea Marcel și unde poate și Nicu. Deci atât știu băieții ăștia să facă. Pentru că au blocat, au stopat investițiile de unde ar fi venit bani și ce iau cu o mână și plus împrumuturi încearcă să dea în beneficiu în primul rând al lor. O singură frază vreau să mai spun. Să nu uităm Tudor Mușat, că m-am documentat astăzi și n-am mai vorbit nimeni în ultimele luni. Știi că de la 1 ianuarie 2023 intră în vigoare și trebuie plătite pensiile speciale ale aleșilor locali, pentru că legea a fost abrogată unul sau doi ani la rând, n-a mai fost abrogată prorogată, în acest an. Da, era tot amânată aplicarea ei. Era amânată. Da, acum ar trebui plătite peste 100 și ceva, 150 de milioane de euro doar pentru primari, care se adaugă evident la celelalte pensii speciale despre care nu au nicio idee acești oameni. Stați că vorbim imediat și despre asta. Tocmai am zis, începe un fel de frecuș cu Comisia Europeană, dar vorbim despre asta imediat. Domnule profesor, cu ce rimează toată povestea asta? Care-i planul după dumneavoastră? Ați intuit care-i planul în discuția asta cu pensiile, cu bale creștem foarte mult, ba după aia sărim în extrema cealaltă? E un plan care se repetă de 20 ceva de ani. Întotdeauna inflația este suficient de mare încât politicienii, doamna Stăncescu a intuit corect, a sugerat foarte clar. În momentul în care, de fapt, eu îți dau niște bani care sunt mult mai puțin decât rata inflației, atunci asigur că teoretic am un respiro la buget. În sensul în care, evident, mă costă mai puțin pensiile, în condițiile în care, vedeți ce bine să existe pensii speciale, facem scamatorii de-astea. Și, domne, nu pot să măresc la ăla cu 1200, care a contribuit probabil foarte puțin, că de-aia are pensia asta. Nu zic că sunt corecte pensiile în România, doamne ferește, cu o pensie specială. Ca și cum noi doi, da, și adică colegii tăi de platou și cu mine, am hotărât pensiile speciale și ne scoate ochii. Acum că, uite-te, cum să le măresc la ea cu pensiile speciale? Păi sunt ale lor, sunt creațiile lor, pensiile speciale, și observăm că de ani și ani de zile nu dispar pensiile speciale, deci nu avem nicio șansă în această direcție. Dar o punem ca, cum să zic, ca să dea bine la public. Nu se poate. Uite cât o să crească la ea cu pensiile speciale. Ori tema este absolut falsă, e o discuție non-stop în spațiu public.
ca să avem noi ce să vorbim, că ei oricum își văd de treaba lor, că nu, practic, sărăcia domnește în România, crește pe zi ce trece la anumite categorii, indiscutabil, tot mai mari, tot mai multe, și cu asta basta, pentru că s-au obișnuit că poate să facă orice. Da. Domnule Vasile, pe lângă stupoarea pe care a produs-o domnul Ciucă în ședința PNL, informându-și colegii, am discutat eu cu Marcel și am hotărât că pensiile trebuie mărite doar cu 6,2%. Pe lângă stupoarea asta de acolo, e stupoarea generală, că oamenii ăștia avansează procente cu nemiluita de săptămâni în șir, fără să pară că ajungem undeva sau fără să pară că înțeleg fiecare care e principiul. Domnul Ciucă a agreat cu Marcel după ce a repetat săptămâni în șir că pensiile trebuie să crească cu 15%, cum agrease cu Klaus Iohannis, da, președintele. Scenarita este generală și este totală în ceea ce vizează clasa politică. În luna septembrie, domnul ministru Budăi ne anunța de la sine putere că va mări pensiile în România cu 10%. După care a venit președintele Klaus Werner Iohannis și a spus, domne, vom mări pensiile cu 15%. Și iată în ce situație suntem. Și domnul Ciucă a repetat ca un ecou vreme numai, de câteva zile bune. Ciucă, dar da. Și PSD-ul. Și PNL-ul. Și PNL-ul a spus același lucru. După care a venit această problemă de la Comisia Europeană, suprapusă peste raportul Băncii Mondiale, care Banca Mondială spunea ceva, însă, iată, astăzi Comisia Europeană spune altceva. Trebuie să reformăm și această categorie a pensiilor speciale, să nu depășim acel procent de 9,8% din produsul intern brut, banii alocați pentru a plăti pensii, fie că vorbim de pensii speciale, fie că vorbim de pensiile muritorilor de rând. Mai mult de atât, astăzi din acele stenograme constatăm o stupoare generală în cadrul conducerii Partidului Național Democrat, de la Rareș Bogdan până la Raluca Turcan, care nu înțelegeau de ce nu se măresc pensiile cu 15%. Unii dintre ei ați văzut, ziceau, ce sunt eu, papagal, m-ați spus să spun chestia asta la televizor de dimineața până seara cu 15%? De ce domnul Ciucă vorbește cu Marcel? Și cine e acest Marcel până la urmă? Că nu știu dacă e Marcel Ciolacu sau... Marcel Boloș. Marcel Boloș. Știm că e Marcel, că Marcel Ciolacu că au agreat liderii coaliției, nu, între ei. Bun. Nu, spun lucrul ăsta că dacă am fost atenți la comunicarea și la mesajele publice, vedem foarte clar că și domnul Marcel Boloș, ministru al investițiilor și dezvoltării, cu un cuvânt de spus în cadrul PNRR-ului, a tot avansat și dânsul idei, a tot avansat și dânsul procente. Pe de o parte, este ministru care ar trebui să guverneze, să genereze bunăstare prin Programul Național de Reziliență și Redresare, dar pe de altă parte vine cu declarații politice care contrazice ceea ce spune Comisia Europeană. Și până la urmă nimeni nu mai înțelege nimic. Ceea ce trebuie să înțelegem este că, așa cum s-a mai precizat, clasa politică ne ține ocupați, avansează tot felul de procente, avansează tot felul de idei care, până la urmă, nu le înțelegem dacă sunt raportate la produs intern brut, dacă sunt raportate la buget, ori dacă există o viziune clară în ceea ce vizează aceste pensii, ne ține ocupați și pe noi, și pe părinții noștri, pentru că săracii au rămas doar așa, cu speranța că vor fi mărite aceste pensii. Nu cu punctul sau cu indicele, sau raportat la indicele de inflație, cu prețurile care cresc galopant și nu se mai opresc din creștere, și cu procente care vin de la acești lideri politici care, iată, vin pe piața asta și ne spun, domnule, știți, stați puțin, noi avem principii și doctrine diferite. E, nu zău! Adică, de unde ești asta cu 6,2%? Nu e clar. Dacă pui toate discuțiile publice ale celor două partide, variantele au fost fie 10 sau 11,92 venind de la PSD, nu sunt fie bani, 15 nu sunt venind bani, de la PNL. Nu sunt păi bani. Nu, și asta cum vii tu problema. Și le spui liberalilor am agreat să fie 6,2? De unde au făcut calculul ăsta? Iar astăzi, întrebați, refuză să mai discute despre subiect.
ca și cum am inventat noi totul, ca și cum nu i-am auzit până acum spunând chestia asta. Ne-au zis 15% anvelopă. Bun, înțelegem că 10% ar trebui să fie creșterea punctului de pensie și restul banilor să meargă sub formă de bonusuri, vouchere și alte ajutoare pentru pensionarii cu pensie mică. Asta am pus cap la cap din ce a tot zis PSD-ul. Dar de unde au scos 6,2? Prima dată ne-am gândit că poate este inflația pe anul trecut. Păi este, inflația de anul trecut. Acum au ajuns la concluzia asta. Câtă vreme ne-au spus că oricum aia nu contează, că noi suntem azi în prezent și trebuie să ignorăm un pic regulile scrise, că sunt vremuri grele. După care te duci la Constituție și te gândești că trebuie să împarți în două. Sunt două chestiuni aici. Sunt două propuneri. Nu propunerea PSD și propunerea PNL. Se pare că Nicu și Marcel au agreat o jumătate de propunere, și anume propunerea cu 6% pentru toată lumea și restul de la 6% până la 15%, cum zice Marcel, am anvelopă. Anvelopă, ca să înțeleagă cetățeanul, un fond. Au zis, băi, ăsta e bugetul. Un sac. Un sac. În sacul ăsta noi punem 15% din buget și vorbim de 15% 3 luni. Noi venim la televizor și 3 luni de zile ne batem cu pumnii în piept. După care ne mai batem cu pumnii în piept că am mai pus o anvelopă pentru salariul minim și ne mai batem și acolo încă o lună, două, ca să merite. Nu să vadă cetățeanul că ne batem și pentru ei. Și uite, bun, așa să face mai și preiau eu ciolacul, exact, fotoliu de premier și vă arăt eu vouă. Da, amândoi, Nicu și Marcel, vor să le dea 6%. Să dea pentru tot, să dea de la noi, nu de la ei, dar să aloce 6% pentru toate pensiile, toți pensionarii, după care să primească cei cu pensie mai mică, sub 2000 de lei sau 2500 de lei, încă nu au decis, că doar este de vreme, nu e decembrie acum, peste două zile, să primească și alte bonusuri, alte ajutoare, în timp ce ceilalți să nu primească. Ei bine, PNL nu este de acord cu această propunere și vrea ca toată majorarea, toată această anvelopă, acest fond, acest sac în care s-au pus banii pentru pensionari, să fie dați la fel, același procent, fie că ai 1000 de lei pensie, fie că ai 100.000 de lei pensie. Aici este toată discuția care se pare că, sau sigur, da, trebuie tranșată, pentru că nu mai ai timp. Vine Crăciunul, intră în oamenii aceștia, ca să nu mai zic băieți, din Parlament, intră în vacanță. Desigur că nu i-am mai văzut bugete aprobate și în anul următor. N-ar fi prima oară când ar discuta. Doar că banii de la Comisia Europeană vin cu niște condiții. Una dintre condiții este, și cea mai urgentă, ca până la 30 decembrie să facă, să îndeplinească acest jalon cu pensiile. Da. Pentru că altfel ar duce naiba bugetul anul viitor. Și aici o să intrăm în aia de care ne ocupăm imediat, asta cu pensiile, așa zis, speciale, dar întrebam ceva mai devreme, domnule Bulai, dacă poate fi și varianta în care toată polemica asta este de fapt un scenariu de tip fă-te că lucrezi și hai să vadă lumea cât de mult ținem noi fiecare la electoratul lui și cum ne batem pentru un anume tip de electorat. Sunt două declarații aici, una e a lui Ciucă și el zice, nu cred că va câștiga nimeni din acest joc al declarațiilor. Noi să fiți convinși că nu suntem la guvernare să găsim soluții pentru un electorat sau altul, ci pentru cetățenii României. Și Ciolacu zice la fel, nu sunt tensiuni, fiecare ne apărăm anumite principii și reprezentăm două doctrine diferite. Asta ar sugera, într-adevăr, că jocul ăla de care pomeneam ceva mai devreme. Cine să aibă dreptate? Ci că noi nu ne certăm. Noi ne apărăm fiecare ideile. E, nu trebuie să bănuim că se ceartă prea mult politicienii la vârf, nu. Dar toți vor să aibă un capital de imagine, indiscutabil. În problema pensiilor, o problemă sensibilă, mai ales pentru electoratul PSD, evident că domnul Ciolacu trebuie în permanență să sugereze că se bate cu cărămida în piept pentru ca să ajute categoriile de electorale pe care vrea să le câștige la urma urmei de partea sa. Știind foarte bine ce se poate sau știind foarte bine câteodată că nu se poate să se întâmple anumite lucruri, dar nu-l doare ca să declare chestia asta, tocmai pentru că în momentul în care doar ești la coaliție, tot încerci să arăți că ești bun, ești în regulă, dar că sunt ai la alții răi. Deci domnul Ciolacu ne dă direcția corectă? Asta e ideea? Că el zice ne apărăm fiecare principii și doctrine și nu știu ce, ca să vadă... Da, sigur, dar ei
cunosc foarte clar situația. Deci nu e o problemă din punctul ăsta de vedere. Adică noi ne facem că ne certăm, de fapt, domnul Ciolacu, care se bate cu Comisia Europeană sau cu altcineva. Au zis ăia că nu se poate, asta e. Da? Deci nu are o problemă. Dar dă vina pe altcineva. Joacă-s mai bine decât domnul Ciucă la nivel de imagine, că știe să joace mai bine jocul ăsta, care este foarte politic, fie vorba între noi, și poate nebănuit poate la domnul Ciolacu. Adică, într-un fel vorbește în spațiu public, acolo este cu Nicule, ce dracu facem, nu știu ce, adică nu are cu siguranță niciun fel de pumn în masă sau nu, noi nu știu ce facem dacă nu se întâmplă nu știu ce chestie, nu știu, oricare, nu neapărat chestia cu pensiile. Auziți ce facem? Ne întoarcem la vot, de imagine, zice Ciolacu. Și asta, basta. Problema lor a fost alta, că au căzut în plasă proprii membri de partid care au lansat niște informații crezând că sunt pe bune și acum se simt cam penibil. Au fost întorși cu cheița și acum au ajuns în perete. Uite ce am zis. Și mă întreabă lumea, nu uitați, da. Închei imediat. Nu uitați, nu vorbesc mai lideri național, dar s-a dus la săracul, la poplaca, la el acolo. Acum e frică să mai iasă, să mai zică că, îi zică ea de la obraz. Adică e o problemă pentru... Dar arată câtă democrație în partid de rest. Da, dacă îmi permiteți, domnul Bulai, nu au căzut în plasă. A venit șeful partidului de fapt, deci domnul Iohannis, și a spus că dorește 15%. Atunci, în momentul acela, a fost preluat acest mesaj de către tot partidul, și de aceea oamenii s-au dus cu atâta siguranță în teritoriu și au spus. Păi, pentru că dacă a solicitat președintele, n-avea cum să nu se îndeplinească acest lucru, să nu se pună în practică. Păi și atunci? Ce am discutat eu cu președintele? Asta înțeleg eu de la domnul Ciucă. O să înțelegem că acest procent de 15%, deci 15%, va fi respectat. Dar va fi respectat în ceea ce vizează acel sac, acea anvelopă. Din acel sac, din acea anvelopă, vor ieși tot felul de ajutoare, tot felul de compensări pentru acei pensionari cu venituri mici, pentru că comunicarea publică și în acest domeniu este foarte slabă și prost realizată, pentru că atunci când vorbești vom da ajutoare sociale, te gândești că acele ajutoare sociale din acel procent de din 15%, ceea ce va constitui această anvelopă, va fi dat ajutoare sociale pentru întreaga categorie de populație care este eligibilă să primească acele ajutoare sociale. Nu. Alea, așa cum le gândește Marcel, probabil că sunt ajutoare care vin să compenseze pensionarii, să primească sume de bani sau tot felul de etichete ajutoare, dacă au o pensie de 1500, de 2000 sau de 2500. Iar comunicarea este catastrofală. Asta înțelegem din ceea ce se spune. Și trebuie să explicăm oamenilor că nu toți vor beneficia din acel sac de 15%. Așa cum au zis. Da, de ce vorbesc de acel sac de 15%? Pentru că din rapoartele care le aflăm externe, mai mult decât naționale, pentru că Ministerul de Finanțe nu este să spună, domne, 15% înseamnă suma de, pe care raportat la pensionarii care îi avem azi în plată, mergem undeva la 8 și ceva la sută din profesor. PIB. Și vă arătăm după aia și ce zice Ciucă referitor la pensiile militare. Vă rog. Nu, vreau să spun că pensiile sunt pensii. Ajutoare sociale sau orice altă formulă, e altă formulă, e în alt capitol bugetar. Ei încearcă această mică șmecherie, nu pot mări mai mult decât 6%, dar o să vă dăm ajutoare, care este o mână cerească pentru primar și în general pentru guvern. Că dai cum vrei. Le-au băgat claie peste grămadă acolo. Și evident, și nici nu verificați, că n-ai cum să verifici ajutoarele astea să știi dacă s-au dat diferența sau nu. Aia e, dăm niște ajutoare și basta. Dar, repet, pensiile sunt pensii, deci le mărești cu 6%, e tot. Da. Referitor la aceste pensii speciale, uite că tot discutăm despre ele, Comisia Europeană a transmis astăzi niște clarificări și a zis, în jalonul ăla de 9,4%, pragul maxim pentru pensii, 9,4% din PIB, sunt cuprinse și pensiile ocupaționale sau pensiile speciale, inclusiv cele militare. Ce face premierul Ciucă? Sigur,
general de armată, zice în niciun caz, alea trebuie exceptate și se ascunde după ușa Băncii Mondiale. Care Bancă Mondială recomanda, e adevărat, în urmă cu câteva săptămâni, în calitate de consultant, ca pensiile militare să fie deconectate de alte pensii speciale, pentru că e război în Ucraina și că, în general, nu vrei să destabilizezi sistemul în aceste condiții. Replica premierului Ciucă. Demersurile pe care le vom face în continuare cu Comisia Europeană să ajungem foarte clar la înțelegere în conformitate cu principiile pe care le respectă și celelalte state din Uniunea Europeană vis-a-vis de pensiile militare, conform cărora nu sunt pensii speciale, ci sunt pensii de serviciu. Nu minte nimeni, eu am vorbit despre raport, este un raport al Băncii Mondiale, este o stare de fapt care se regăsește în fiecare dintre țările Uniunii Europene, deci nu este vorba de a minți pe cineva. Nu mințim, dar ne furăm căciula singuri sau în orice caz, mă rog, în cazul domnului Ciucă și a altor categorii, nu fac asta, nu-și fură căciula singuri, dimpotrivă, își mai pun o căciulă, își mai asigură niște privilegii în plus. Pensiile militare, ca și pensiile magistraților, nu sunt bazate pe contributivitate, sunt o mică parte bazată pe contributivitate, după care, în virtutea faptului că ei nu pot să se ocupe de alte lucruri și așa mai departe, bla bla, primesc de la buget, nu de la contribuțiile din pensii, primesc de la buget restul până la pensia lor specială, ocupațională, de serviciu, cum vrem să-i spunem. Deci, domnul Ciucă și ai lui, în momentul ăsta, ne spun niște jumătăți de adevăr. Că nu e așa. Întrebarea este, dacă vine comisia și îți spune exact ce a vrut să spună și îți spune trebuie să faci reforma și a acestor pensii și trebuie să te ocupi ca toate să fie bazate pe contributivitate sau să găsești în orice caz un alt sistem decât ăla care e acum, tu ce faci? Vii și spui le excludem pe alea militare, adică MEAPN și MEAI și ce rămâne? Vă spunem noi ce rămâne. 5% din pensiile speciale. Magistrați plus... demnitari. Niște demnitari, niște funcționari parlamentari și niște controlori de trafic scoși la pensie. Și nici acolo nu suntem siguri, pentru că nu știm ce se va întâmpla cu pensiile magistraților, nu? Și acolo sunt presiuni, în fine. Deci eu nu înțeleg cum facem noi reformă, ne reformând 95% din sistem. Deci, în primul rând, Tudor Mușat, cum este posibil? Mi se pare absolut inadmisibil. De când se discută despre pensiile speciale, pe care, așa cum spune domnul profesor Bulai, ei e invenția politicianului român, care a spus așa, băi, pentru că eu m-am sacrificat aici, pentru că m-ați rugat să vin aici să vă conduc din Parlament. Păi merit, frate, să stau la bătrânețe, mai ales dacă am 2-3 mandate, să mă duc în Dubai, să-mi duc banii acolo. Iar voi nu mă interesează că mi-am sacrificat viața pentru voi. Deci este invenția acestor politicieni. Doi la mână. Cum este posibil? Ca știind că asta este solicitare, este jalon în PNRR, adică dacă nu îndeplinești, nu mai iei următoarele tranșe de bani. Cum este posibil să îngrași porcul în ajuncă, tot vine Crăciunul și nu zic că sunt politicienii din această categorie, dar să îngrași porcul în ajun și să nu rezolve această problemă până înainte cu câteva ore, la sfârșitul anului, tu să nu știi ce faci și cum faci, este absolut inadmisibil. Păi nu se duc pe lună, oamenii ăștia nu fac o rachetă acum. Trebuie doar să vadă câte pensii sunt și cum taie, cât taie. Nu este o mare bravură dacă ar vrea, dar ei nu vor să-și taie pensiile pentru că sunt colegilor de partid, sunt ei și așa mai departe. Sunt e nomenclatura de partid. Și ce facem? O să ne certăm cu Comisia Europeană și o să vedem cine are dreptate? Eu nu știu sigur, dar din câte știu eu, nu se mai poate schimba decât la mijlocul mandatului se mai fac ajustări la programul pe care l-au aderat la PNRR. PNRR-ul poate fi modificat la mijlocul mandatului. Deci mai avem până acolo câteva luni bune, probabil că anul viitor sau peste 2 ani, se mai pot aduce ajustări să spună unde a mers
unde nu a mers. Nu știu dacă se poate face chestia asta, dar mai rămâne și întrebarea. Dom'le, dacă tu, prim-ministru, ai fost la Comisia Europeană și ai venit acolo și ai făcut și acolo declarații de la Bruxelles foarte optimiste, ori te-ai înțeles ce ți s-a spus, ori nu ți s-a tradus bine, ori ne-ai păcălit, nu știu, pare onest omul, înseamnă că nu ai capacitatea să înțelegi ce ți s-a transmis. Domnul Bode, doctorul Lucică, a venit și a spus, am citit de 10 de ori articolul care spune chestiunea asta și nu e așa, nu se referă la pensiile militare. Deci eu și cu Ministerul Apărării nu suntem visați. Păi măi omule, dacă tu ai citit de 100 de ori și nu ai înțeles, eu ce pot să spun acum? Pe de altă parte, ministrul proiectelor europene, Boloș, pe care îl invocați mai devreme, zice, trebuie să mergem să negociem pentru rezolvarea favorabilă a unei situații. Deci, din spusele domnului Boloș, rezultă că e așa cum zice Comisia și noi încercăm să schimbăm prin negociere. Că dacă era, cum am zis, noi nu negociam nimic. Ne duceam și le arătam hârtia, le puneam în față și le spuneam, citiți aici, n-ați înțeles nimic, proștilor, noi avem dreptate. Ori dacă ne spui că te duci să negociezi, nu e limpede. Însă domnul Boloș, tot domnul Boloș vine cu altă declarație contradictorie. În contradictoriu a ceea ce spuneați dumneavoastră, pentru că vine astăzi, sau mă rog, vine în cursul săptămânii și ne spune că de fapt trebuie să ținem cont că avem o situație specială la granițele României. Da, uite, și să nu bulversăm sistemul, zice domnul Boloș. Numai că dânsul ne bulversează pe noi, pe cetățeni, cu declarațiile acestea care vin și arată o altă față a politicianului raportat la ministrul care are o agendă foarte clară, care are o fișă de post, care nu trebuie să iasă din această comunicare publică. Pentru că nu poți să te duci la Comisia Europeană, pe urmă să spui, domnule, știți, noi am citit articolul, cum a spus domnul ministru, dar n-am regăsit. Totuși, țineți cont că avem la graniță, păi la granița Uniunii Europene se află un război. Același lucru ar trebui să-l invoce Comisia Europeană dacă ar fi de invocat. Însă, legat de pensiile acestea mirovolante, speciale, numiți-le cum vreți și cum vrem să le numim. Un lucru este clar. Legea de organizare a profesiei, a statutului magistraților, legea 92/92, celebra lege, a introdus aceste specii, pensii speciale. Și vă spun și de ce. Pentru că părinții Constituției, la origine, în frunte cu domnul Iorgovan, dacă vă amintiți, erau magistrați de carieră. După această excepție, s-a alăturat sistemul de apărare, apoi clasa politică și etc. Suntem în situația astăzi, când avem aceste pensii, care înseamnă un alt quantum decât quantumul potrivit principiului contributivității și mai avem o limită de vârstă de pensionare care permite tuturor celor care sunt speciali să se pensioneze cu precădere în ultimele luni, dacă se poate. Asta cere Comisia Europeană. Dom'le, nu e regulă ce se întâmplă la voi în România. Polițist, sereist, DNAist, magistrat sau eu știu mai ce doamne e, la o anumită vârstă nu contribuie, dar iese la pensie cu spor. Dom'le, reformați acest sistem, spune Comisia Europeană. Și acum vine întrebarea. Bun, vine întrebarea care pentru noi pare la bunul simț. De ce nu reformezi spunând de mâine... Stați puțin. De mâine salariile polițiștilor, militarilor, magistraților, cresc foarte mult ca ei, tocmai pentru că ei nu pot face alte activități și tocmai pentru că ei, nu știu, în cazul militarilor cel puțin, se expun și riscă viața și așa mai departe, după care din aceste salarii uriașe contribuie mult, proporțional, și vor avea o pensie mare în momentul în care ies. Dacă vreți, uite, această pensie pe care o au acum, dar principiul va fi corect și inatacabil pentru toată lumea. Șantajul pe sistemul de apărare și ceea ce există ca și pensie specială este continuu. Magistrații spun, domne, dacă mai discutați despre ridicarea vârstei de pensionare. Două secunde, acum. El oricum sunt foarte mari la magistrați. Ieșim din sistem. Salariile sunt destul de rezonabile
și în sistemul de apărare, și în magistratură, și dacă vorbim de demnitari, de deputați sau, eu știu, alți funcționari demnitari, sunt destul de rezonabile pentru nivelul economic și nivelul de trai în care se află astăzi România, din deci punct ziceți, de vedere economic. Deci nici măcar să nu le mai crească salariile și să plătească doar din ele contribuția? Și salariile. Să le crească salariile și să plătească și salariile, contribuția din ele mare da, și să le crească și vârsta mare. De pensionare. Și să le crească și vârsta de pensionare. N-am făcut nimic dacă la 15 ani de activitate ești la pensie cu astfel de pensie. Despre ce vorbim? Alfred Bulai, de ce nu facem asta? De ce nu vrem să punem lucrurile pe o bază corectă începând de mâine? O lungim cu 10 ani în care gradat, treptat, să iasă la pensie încet, încet, ba la 42, ba la 48, ba la 52, până există... când ajung la 60? Nu, există pur și simplu golănie în chestia asta. În primul rând că teza asta că nu pot face altceva și de-aia trebuie să aibă venituri speciale și pensii speciale, este o aberație. Pentru că au deja venituri uriașe în care unii oameni nu au 3-4 salarii și nu ajung la salariul unui judecător. Să mă lasă la aibă în pace, au salarii uriașe. Sunt mai mult decât plătiți. Prin urmare, nu are nicio logică să merg pe ideea că trebuie să fie pensia mare. O pensie specială. Pe de altă parte... Bun, să zicem că vor să pensioneze mai devreme. N-am înțeles un militar de ce e stresat, de exemplu. Că 90% din militari români au tras nimeni niciodată, că ei stau frumos în cazelă. Haideți să fim serioși. Bun, așa toată lumea e stresată. Că și o educatoare... Sau poți diferenția între militarul de pe front și militarul de la aprovizionare, din birou, de la Xerox, de la ce vreți. Și pe front sunt, mă rog, câteva procente și aia, mă rog, câți vor fi. Bun, dar dincolo de asta, se poate face ce există în alte țări, în multe alte țări. Dacă se pensionezi mai repede, ok, treaba ta. Dar nu e pensie de clas 65 de ani. E o chestie simplă pe care o poate da și mâine. Nimeni nu poate să ia pensie înainte de 65 de ani. În afară de boală sau de chestiuni de genul ăsta. Atunci nu are decât să facă ce vrea până la 65 de ani și ia pensia aia frumoasă. În România însă paradoxul este că cineva iese la pensie că nu mai poate, nu? Că asta e logica, că ești la pensie, că nu mai poți lucra la nivelul performanțelor tale. La 45 de ani au fost cazuri, da? Și în ziua următoare s-a angajat în același domeniu. Da. Adică, haide să fim serioși, ne iau chiar de tâmpiți. Este evident că este o golănie, chiar ăsta e cuvântul, prin care oamenii din elita României, din elita politico-administrativă sau și militară sau cum vreți dumneavoastră, au găsit o modalitate de a-și aduce cât mai multe venituri din banii publici, că-s bani publici până la urmă, că ei n-au contribuit și urmatorii și nici nu au contribuit. Și paradoxul știi care este, Tudor? Că o mare parte din pensionari nu vor lua banii cu care au contribuit. Pentru că au pensii asta, suficiente de mici și sigur, dacă ești la 65 de ani la pensie, nu mai prinzi prea mult pensie. Întrebați-i pe aia care, o să iasă la, care se gândesc că o să iasă la pensie peste, nu știu, 15-20 de ani și care probabil că se tem de pe acum că nu o să aibă cine să le plătească pensia. Dar sigur, asta e altă problemă. Foarte scurt, Oana. Vreau să spun care e hiba propunerii tale sau întrebării tale de bun simț. Păi nu ai cum să le crești lefurile și să primești pensie în funcție de cât ai contribuit, pentru că ei vor să iasă la pensie de tiner, de la 40 și ceva de ani. Cât să contribui până la 40 și ceva de ani când celălalt... Ca să ai pensia asta ca să ai pensia enormă pe care o vrei acum. Deci și acum, dacă ești la 42, bani, cum zicea domnul profesor, cumulezi și cu un salariu gras, exact, tot de la stat. Și atunci deci ce mai făcut? Și bani și pensie specială și să iasă de tineri. Pentru că altfel ar trebui să stea în serviciu până la 60 de ani ca toți ceilalți muritorii, ceea ce nu le convine. Chiar și la provizionare, la izmene sau nu e rușine. Sau chiar și la birou. Domne, stai la birou în fața unui calculator, nu trebuie nimeni să te duci la 60 de ani pe front. Dar nici asta nu vor. Deci ei vor și pensie repede și salariu repede, pentru că la 40 vor să plece acasă. Da, ne întoarcem în câteva momente. Vă spuneam că și Austria se opune și de data asta nu mai e vorba de niște politicieni, e vorba de fix ministrul de interne al Austriei, se opune intrării României în Schengen. Ce ne rămâne de făcut? Discutăm imediat. Da, vă spuneam ceva mai devreme că nici Austria nu ne vrea în Schengen. Oficialii de la Viena au anunțat că nu sunt de acord cu intrarea României pe motiv că frontierele Uniunii Europene nu sunt sigure. Sistemul e deficitar, spune ministrul de interne austriac. Ne-au scos cu alte cuvinte vinovați de valul de migranți care au venit din Balcani.
E, și acum întrebarea, domnule, noi știam că olandezii și erau suspecții răi Europei care nu ne vroiau în Schengen, că ne vroiau portul și alte chestii. După care au apărut suedezii, unde guvernul e foarte fragil și opoziția poate să-și impună punctul de vedere în anumite chestiuni și nici aia nu ne vor în Schengen. Și acum vine Austria, ce să vezi, lovitura de grație, care oficial, prin vocea miniștrilor săi, zice nu, că nu apărați bine frontierele UE și ne trimiteți toți migranții pe aici. Și după Austria aș pune o virgulă, că nu doar Olanda, Suedia, Austria, și virgulă, și Comisia de la Veneția. Pentru că toate astea au legătură. Îți amintești că în decursul timpului pentru România au avut reticențe anumite țări în ceea ce privește reforma justiției și au avut niște solicitări concrete care trebuiau să se concretizeze în acest pachet de legi pe care a răspuns domnul Predoiu, pe care Parlamentul, onor Parlamentul, trebuia să voteze aceste proiecte. Aceste proiecte de lege votate au legătură directă cu aderarea la spațiul Schengen. Directă, da? Românii, pentru că n-au făcut-o luna trecută, n-au făcut-o acum 3 luni, n-au făcut-o acum 5 luni. Au făcut-o înainte cu 2 ore de dezbaterea de la Bruxelles. Au zis, hai că nu mai așteptăm Comisia de la Veneția și știm noi ce vrea. Și chiar președintele Klaus Iohannis a zis, cam știm ce vrea Comisia. E, Comisia vine acum și spune, nu le-ați făcut bine, nu le-ați făcut cum trebuie, nu ne place procedura prin care ați făcut-o și va sfătui cu noi după ce le-ați votat. Deci părerea mea este că după Austria punem o virgulă și lovitura de grație o dă Comisia de la Comisia, da, pentru că le dă un gloz foarte bun și Olandei și Rute și Suediei. Să spună, nu le ridicați MCV-ul. Băi, uitați-vă, nu au fost în stare să facă reforma justiției așa cum trebuia. Comisia de la Veneția, vă spuneam, a ieșit în această seară chiar și a criticat graba cu care au fost dezbătute în Parlament și adoptate aceste legi ale justiției, salutând, e adevărat, faptul că au fost consultări vreme de aproape 2 ani. Doar că, zice, ați stricat totul la final, adoptându-le pe repede înainte, fără să așteptați avizul nostru și, în continuare, sunt o felul de nereguli cu procedura de numire a procurorilor șef și adjuncților, că favorizează clientela în interiorul Breslei, înființarea noii secții pentru magistrați, faptul că ministrul numește procurorii și face o propunere pentru procurorii șefi de parchete. Deci ieșim prost la evaluarea asta. Nici, dar eu vreau să mă întreb, ce mai facem noi? Că asta era întrebarea. Ce mai facem noi să le schimbăm austriecilor, suedezilor, olandezilor percepția? Nici de cum. Nici de cum nu facem? Din punctul meu de vedere, nici de cum. Adică lucrurile nu stau așa. Nu le văd așa. Pentru că trebuie spus foarte clar, această comisie celebră de la Veneția are rol și are un caracter consultativ avizul pe care îl emite această instituție. În urmă cu ceva vreme aveam acele legi de modificare a legilor justiției care au fost intitulate legile lui Dragnea. Și ne amintim ce s-a întâmplat. Manifestații, proteste au fost de asemenea aprobate. Avizul de la Comisiei de la Veneția a fost prost și foarte prost. Și acum suntem în situația în care România, Bulgaria și Croația au statut și solicitare de aderare la spațiul Schengen. Și ne uităm puțin la comunicarea publică care vine și din partea acestui grup elitist al Uniunii Europene, din care și noi vrem să facem parte, și vedem acest raport al Comisiei de la Veneția, care ne spune ceea ce ne-a spus întotdeauna. Dom'le, nu sunteți capabili să faceți niște legi apte care să vizeze respectarea drepturilor fundamentale. Însă, eu întreb Comisia de la Veneția, în ce țară din Uniunea Europeană procurorii au statut de magistrat? În niciuna. În niciuna. Aici nu vine Comisia de la Veneția să ne spună de ce e albă și nu e neagră sau de ce e neagră și nu e albă. Nu aș lega cele două subiecte. Este o greșeală fundamentală pe care o face întreaga clasă politică. Dar nu sunteți politică. De acord că le dăm muniție? Nu sunt de acord. Că lăsați greșeala pe care o face clasa politică, ce se că întâmplă. Le-a legat încă cu de mult respect, cu MCV-ul și cu ce se întâmplă. Votăm aderarea Suediei la NATO și Suedia la câteva săptămâni votează Parlamentul și cere Parlamentul un vot negativ de intrarea României. Păi și cine devine ce legătură Vasile? Să aibă, nu, sincer acum, ce legătură să aibă acest aspect? După care vine, înainte vine onor Olanda. Dom'le, terorism, migrație, nu asigurați, nu... Ok, Olanda, Suedia, după care vine Austria, corelat cu acest aviz, dacă vreți,
Dar păi comunicarea... nu are legătură cu avizul. Păi, avizul vedeți? A venit... Păi asta nu, vă spun. Asta avizul a venit după ce ministrul de interne al Austriei a spus ce spunea Oana e că le dă muniție în plus și că de acum mai au un argument pentru care să spună nu sunteți de intrat în Schengen. Înseamnă că România nu sunt respectate drepturile fundamentale ale omului. Pentru că ăsta este principiul de bază. Dom'le, sunt respectate drepturile fundamentale ale omului în România? Da. Pe legile justiției, eventual, poate veni acest aviz, cu toate că a fost un aviz de principiu. Domnul Vasile, este o solicitare făcută să fim în regulă cu reforma justiției. Trebuie să spunem două lucruri. Foarte scurt, că mergem și la domn profesor. Croația dorește să fie votul la pachet, nu pentru fiecare țară în parte. Asta ar putea să fie în favoarea noastră, să fie un noroc, dacă va fi așa. Adică să se voteze Croația, Bulgaria, România. Iar astăzi presa din Bulgaria spune că, din sursele lor, Bulgaria va fi decuplată de Croația și România. Și da, că nu România se știe dacă Croația va intra. Da. Și că România și Croația va intra în spate. Domnule profesor, ce surprize mai avem noi și cum de ne-au prins toate surprizele astea complet nepregătiți? Că noi eram convinși că e în regulă și că doar cu Olanda mai avem noi de negociat ceva, dar uite că tot apar acum. Eu am zis de ani de zile că e un joc și o multă ipocrizie. Olanda a fost desemnată să fie agici contra în permanență. Sunt mult mai multe țări și au fost întotdeauna. Acum a făcut Olanda presiuni, bă, nu le lăsați singuri, că ne înjură toată lumea din cauza. Mai ieșiți și voi. Ziceți și voi. Și imediat au venit și alții, pentru că nu se punea problema să intre România în Schengen. Surpriza singură care ar fi să intre, aia e singura surpriză care nu era alta. Acum, trebuie să spunem că e o chestiune politică, pe de-o parte, și aia este, nu s-a negociat, domnul Vasile a avut dreptate, că aici e politică, se negociază, nu contează numai standardul. Păi da, se negociază, domnule profesor, înseamnă că cineva trebuie să negocieze. O diplomație românească, niște oameni, mă gândesc. Păi, bineînțeles, evident. Păi, unde ori fi? Deci, cum adică am intrat, ne-am aliniat, am făcut tot ce ni s-a cerut, dar noi n-am cerut nimic, adică pare că... Dar vreun acord cu Suedia, că tot vorbeam zilele trecute, să ne asigurăm și noi că vor vota. Tudor, da. Tudor, au și ei dreptate. Ce aduci aminte cum au intrat ucrainienii în România când a început războiul? Au ajuns pe acasă, pe la oameni, ei ajungeau la Paris, frate, dacă aveam Schengen. Adică stai puțin, deci nu-i chiar așa, adică noi avem probleme noastre, dar nu vrem să le vedem. S-au luat o felul de instalații de-astea sofisticate care că nici n-au mers vreodată ca să de-astea cu raze, cu nu știu ce, să vadă tirul dacă are nu știu când ce până erau adică, tonele de droguri pe Marea Neagră, n-au mers fix în ziua. Da. Nu, avem și noi problema asta, adică trebuie să înțelegem că nu e chiar așa, știm că adică noi bancurile cu vame și de ce dracu le avem. Da. Știi? Alea legate de cât se câștigă pe un vamă pe acolo. Care se cunosc. Din păcate e adevărul la mijloc. Nici nu, nu știm să negociem și avem și problemele noastre și avem mentalitatea din comunism. Bă, lasă-mă să raportăm acolo, ne descurcăm, da. Lasă-mă, bifează parcă văd acolo, că dăm vina pe bulgari, că din cauza lor, că deja am văzut o declarație a unui politician. O să mai vorbim despre asta și după publicitate. Mulțumesc foarte mult. Ne întoarcem în câteva momente. Rămâneți cu noi.